Acolo vreau să verificăm. Sunt acolo. Cam așa. Ca cu cernice, părinte, iubiți frați și surori, slăviți să fie Domnul. Amen. Tot din meniul de astăzi, din fericiții noștri înaintași, avem la rând fratele Rarinca Irimie din Matca Galați. Parcă așa este, da? Citim așa fragmente. Rarinca Irimie din Matca. Fratele Irimie Rarinca s-a născut în comuna Matca, județul Galați, la 26 ianuarie 1906. La vârsta de 20 de ani s-a căsătorit cu soția sa, Maria. A intrat în oastea Domnului în anul 1930. Fiind atras la picioarele Mântuitorului Iisus Hristos prin cărțile părintelui Iosif Trifa din Sibiu, pe care le-a primit întâia dată de la un frate de pe la Vaslui. Legământul său cu Domnul Iisus, fratele Irimie, l-a pus la Galați într-o adunare din anul 1933, la care a participat arhimandritul Scriban. Multe suflete s-au mai predat atunci Domnului, iar aceasta a fost o mare încurajare pentru el. Încă de la începutul intrării sale în oaste, în lucrarea minunată a Domnului, el s-a predat cu totul în slujba Domnului, căutând a lucra atât cu cuvântul cât și cu fapta, în toate felurile și cu toate puterile sale pentru vestirea Evangheliei din comuna sa și în toate celelalte localități până unde a putut ajunge. A luat îndată legătura cu frații din împrejurim, mai ales cu cei din Barcea, Maloalb, Ivești, Brăila. Sprijin cu tot ce putea înaintarea cât mai frumoasă a ostei Domnului în tot mai multe părți. Și aici spune adunările pe care le mai cerceta. Frățile voastre puteți să mai citiți acasă. Zic pe scurt. În 1946 a încercat și a reușit să-i ajute pe frații de la Cudal să înțeleagă acest adevăr. Bucuria lor a fost nespus de mare. Dar când a încercat să-i facă și pe cei de la Nămoloasa să vadă acest lucru atât de limpede, atunci a avut un Gheorghe Codruz, acel biet rătăcit, o îndelugată și dureroasă stare de vorbă pentru a-l ajuta să-și vadă nenorocirea în care este. Dar Codruz s-a împotrivit cu vrăjmășie, respingând orice sfat bun. Atunci fratele Irimie s-a despărțit pentru totdeauna de el, ca de un vrăjmaș pe față al adevărului și ai voii lui Dumnezeu. În viața sa, fratele Irimie a avut parte de multe încercări grele, dar cu credința lui puternică în Dumnezeu și ajutorul Tatălui Ceresc, el a trecut prin toate biruitor. În 1936, când i-a ars casa cu tot ce avea în ea, dar el a răbdat încercarea ca altădată credinciosul Iov, iar Domnul i-a ajutat să-și refacă locuința ca și rostul său pământesc. În 12 februarie 1938 a luat parte la mormântarea părintelui Iosif. Mare lucru! Deci, la Sibiu, fiind unul dintre miile de frați care au pus legământ atunci că vor rămâne până la moarte statornici în învățătura și credința oastei, după cuvântul și după pilda marelui nostru Părinte Hristos. Iar un cuvânt spus atunci de el lângă sicriul părintelui, iată, în sufletele noastre rămâne pe veci neșters ceea ce ne-a dat părintele nostru Iosif. Dar cum i-a plătit lui lumea aceasta, poate ne va plăti și nouă. Pace cu lumea noi nu vom afla aici. Pacea noastră este numai în Iisus. Să avem în noi numai gândul mântuirii de aproape lui. Cheltuindu-ne viața asta, ne vom câștiga-o pe cea veșnică.
Suferințele sunt mijlocul prin care Dumnezeu ne face mântuiți. În glasul dreptății din numărul 12 din 38. Din pricina dragostei lui Hristos a trebuit să cunoască și el suferința judecată a lumii. Astfel, în 1966 a fost dat în judecată pentru activitatea sa în oastea Domnului și condamnat la 2 ani închisoare, iar o mare parte dintre frații din Matca au fost amendați cu mari sume de bani. Mai departe. În anii din urmă ai vieții sale pământești, fratele Irimie a zăcut mult timp pe pat și își pierduse și vederea ochilor trupești, dar ochii săi cei sufletești aveau tot mai puternică și mai limpede lumină de la Dumnezeu. Până la moarte, el a fost nu numai prin cuvântul său un puternic mărturisitor al Domnului, dar și prin pilda frumoasă a răbdării și a statorniciei sale a întărit și a ajutat în credință pe mulți frați din Matca și din multe alte părți care a venit la patul suferinței lui. În ziua de 9 aprilie 1983, fratele Irimie a trecut la Domnul după o viață de 77 de ani, din care 53 i-a petrecut în slujba Domnului cu statornicie și biruință. Preotul satului l-a felicitat. Prin viața lui, adunarea oastei Domnului a câștigat multă roadă atât în numărul fraților și surorilor, cât și în armonia, pacea și unitatea sufletească dintre ei. Adunarea din Matca este astăzi nu numai una din cele mai mari, ca număr din țară, și una dintre cele mai unite și mai curate și în umblarea și în mărturisirea Domnului. Domnul nostru Iisus Hristos, conducătorul oastei sale sfinte, să răsplătească fratelui Irimie tuturor celor care și ca și el au lucrat împreună pentru înaintarea frumoasă a Evangheliei între noi, iar nouă să ne ajute să urmăm cu credință pilda lui. Amin. Slăvit să fie Domnul!